Andrei, am ajuns acasă. Ce zi plină am avut. Bună ziua și bine ați venit la știri. Un extraterestru a ajuns pe pământ. Acesta poate copia orice persoană, dar nu o poate face perfect. Dacă aveți informații despre acest caz, contactați-l pe agentul responsabil la numărul de pe ecran. Ok. E ciudat. Andrei, eu sunt, nu mă recunoști? Nu ascultă, eu impostoare. Putem spune la fel una despre cealaltă. A zis că extraterestrul nu poate copia bine, deci doar tu poți să-ți dai seama care e care. Am o idee cum să-mi dau seama. Trebuie să facem ceva în care sunteți amândouă vulnerabile, la fel de vulnerabile ca atunci când faceți sex. Hai să facem un threesome. Nu. Ok, am încercat. Întreabă-ne ce face, doar Chris originală știe. Bun. Ziceți-mi cum le-am cunoscut. Ne-aștepte că când eram copii mici, de la grădiniță. Trebuie alt sistem pentru că vă auziți. Notați pe telefon. Bun. Ciocolată sau vanilie? Hai încă una. Câini sau pisici? Nu, e prea ciudat. O să chem pe tipul ăla. Bună ziua! Am înțeles că ai găsit extraterestra. Da, dar nu știu care e. Ai o întrebare capcană? Poate-ți dai seama? Știu. Ați face poziția asta? Da. Da, ea e extraterestra, poți să o iei. Nu, 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 nu! Nu, eu sunt cea reală! Andrei, eu sunt aia reală! Nu! Poți să o iei. Auzi, dar de unde știi că sunt eu aia reală? Ah, nu, nu, stai liniștită. Ea e aia reală. Tu doar ești mai perversă. Salut, oameni faini! Asta e sketch-ul de săptămâna asta. Sper că v-a plăcut. Vreau să-i mulțumesc Cristinei pentru că s-a băgat în sketch, pentru că m-a ajutat la parte de actorie și a venit și cu câteva sugestii faine. Vreau să-i mulțumesc și lui Alex și Elenei pentru că s-au băgat și ei. Și vreau să-i mulțumesc în special lui sushimaster.ro. Am primit niște sushi de la ei și mi-au dat să vă dau și vouă. Pe scurt, ne-am gândit să facem un fel de mic parteneriat pentru că lor le-a plăcut de mine și mie îmi place de voi. Vreau să vă dăm împreună sushi. Dacă sunteți din București sau din Brașov, doar acolo are loc concursul, vreau să lăsați un comentariu. Nu contează dacă sunteți pe YouTube, nu contează dacă sunteți pe Instagram, nu contează dacă sunteți pe Facebook. Timp de 3 zile puteți lăsa un comentariu în care să scrieți hashtag îmi place sushi. Și după aia o să fac o listă cu toată lumea care participă, dacă sunteți din București sau Brașov. Și atunci o să vă fac o livrare cu ajutorul lor. Pe scurt, o să primiți un platou super delicios și să-l puteți mânca voi cu prietenii voștri. Ei fac livrări, asta e punctul lor forte. Și zic că poți să, dacă îmi dați adresa după ce să vă câștig, o să poată să-ți ocupe ei de partea aia. Tot ce trebuie să faceți, să lăsați un comentariu. Dacă vă place clipul, apreciați un thumbs up sau dați-l mai departe ca să vadă cât mai multă lume. Și dacă aveți mai mulți prieteni care vor să câștige și ei sushi, lăsați, spuneți și pe ei să lasă un comentariu. E mult mai interesant așa. Până în clipul următor, nu știu exact când o să fie, vă pup, să vă distrați și spor la ce aveți nevoie. Ciao, ciao!